Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din State of Decay. Un joc genial care, din păcate, n-are noroc pe channel-ul meu. Johnny Bravo! Bun, oricum, ce frumos e jocul ăsta. Ia să vedem legătură cu mașinile noastre. Mi-au fost mișcate, din câte se bine vede, pentru că ci că au fost reparate. De-aia sunt din nou parcate așa că a trecut noaptea. Problema este, din câte bine vedeți aici, mașina asta este stricată, da? Da. Problema este următoare. De ce mașina nu este reparată și poate că celelalte sunt? Din cauza că eu trebuie să mai fac un upgrade. Stați că vă arăt imediat. Mai trebuie să mai fac un upgrade la chestia asta imediat aici de warehouse. Din câte se și bine vede. Asta mai jos. Așa. Dacă dăm upgrade aici pe machine shop. Boom! Avem power tools, adică unelte de alea pe curent, care cu uneltele respective putem repara de fapt părțile de corp la mașină, motorul și de exemplu și roțile. Deci odată ce facem acest upgrade, practic putem repara sau mă rog, nici se repară mașinile automat așa cum trebuie. Dar desigur, până atunci mai este destul de multicel pentru că trebuie să găsim cum îi zice, un tools expert. Adică un fel de mecanic, să zicem așa. Da, un mecanic, cam așa ar veni spus. Bun, pe momentul că nu mi-au apărut alte misiuni, ceea ce mi se pare destul de bizar. Dar, na, no stres. Ia pa. Survivors trapped by zombies. Unde e? Survivors trapped by zombies. Unde e dracu? Ce e aici? Da, besieged. A, da, acolo ei au casă. Ia, vedeți că e un outpost acolo. Eu așa cred că acolo e un outpost. Deci, I'm picking something up. ia uzi. Let me see if I can play it for you. Ia, stai. Well, how many times do I have to tell you? We need sentries watching the approaches. Ha? We're trying, but there's no good place to post sentries around here. I guess we're gonna have to fix that. A, n-am înțeles. Cum adică? The Grange needs Check fortification. this out next. Copy that. A, să mă duc la ăștia. A, ok, hai că la ei mă duc, da, că cu ei mă înțeleg cel mai bine, până la urmă i-am tot ajutat și toate cele. Se pare că acum au nevoie de ajutor să facă cea de genul sentries, care practic ar fi gen, un fel de puncte de observație împotriva zombilor sau cea de genul, că nu cred că e sentries, ceea ce știm noi cu toți, adică sentry gun, mașini de alea automate de tras în oameni, nu cred că sunt de alea. Dar oricum, hai că mergem să vedem care este schema. Din câte bine vedeți, mergem cu duba mea care am împrumutat eu pentru doar 29,99 de dolari. Pădutuț. Da, am furat-o normal, dar nu e fiind bun să închirieze dubă. Ok, dar este galbenă, e o dubă galbenă, frumos, tiki-taka. Ia să vedem, salutare prietenii. Bă, deschideți ușa, bă, eu vin să vă bă, așa ceva. Bă, deci eu vin să-mi ajut vecinii, eu sunt vecin ca lumea. Vin să vă ajut și voi închideți ușa în pula mea. Bă, așa oameni. Heard on Na, the hai grapevine, you să might need vedem. a hand. Yeah? Maybe Quentin's right after all. Ok, Guess what? ia să vedem, I'll care help despre run ce este vorba interference mea. while your people work. Yes, that's true, I owe you. I'll meet you out front. We need to Deci. build some watchtowers. Ah, Check out this ok. courthouse. It's a fairly. Sandbags. What is it, Quentin? Îmi place că eu Not practic really. era ușa larg deschisă, Pretty dar tip o now. stripă geam. Checking in. Ha. Dude, what the hell? A, It was ăștia like își 10 fac de minutes la cum ago. avem noi What în casa din kind of copac, business is știți? this? Watchtower de ăla de Relax. care te urci pe el și omori zombie din distanță. Keep an eye on my zombies. I'll be as quiet as I can, but what would you do? Guess Bun. I can handle this. Știu ce fac, ok, deci eu acum trebuie să stau aici și desigur toți zombii care vin spre noi trebuie să-i omor, practic na, să le dau defend, gen. Ia acolo vin niște zombalăi. Oh, și vin și din cealaltă parte, holy shit. Și poate vă gândiți de ce nu prea folosesc pistolul. Pistolul nu-l prea folosesc din cauza că gloanțele sunt chiar destul de rare în jocul acesta și prefer să folosesc gloanțele pentru arme sau mai bine zis armele. Când îmi apar zombie de aia mai greu de ucis, cum este Juggernaut-ul. Deci un Juggernaut de ăla chiar e greu de ucis și acolo chiar e la fix gen dacă ai gloanțe și pistol. Așa, stai să-i omor pe ăștia.
Stai, ce? Survival Tactics Slaughter. Oh, stai un pic că s-o obosit. Ah, băgameaș. Stai să bea niște pastile. Așa, am luat niște pastile. N-am, baia cam și snack-uri. Oh, perfect. Nu știu ce s-a întâmplat aici, stai să vedem, unul este atacat, cred că. Da, unul de-al lor este atacat, o fată. Ui, 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 bă, părând, că vă mor pe toți. Așa. Ia mă, și lama e, vreau să zic că și lama e galbenă, dar e verde. Oh, well, asta e. Zombies were inside. We were all freaked. Yes. So we raided the liquor department afterwards, just to take the edge off, you know? What happened? So, yeah. Ia stai că vreau să văd despre ce se vorbește. Așa. Yeah. Ooh. Da, ci că a fost ăștia invadați într-o noapte de niște zomba. Bă, când vreau să vă explic și vouă, iar vine altul să vorbească. Stai ce? A, iară trebuie să mă duc la asta să ajut. Sau merg ăștia doi? A, au mers ăștia doi, hai că mă duc și eu atunci să ajut. Yep. Bă, dar femeia asta e absolut inutilă, mă, una, două ea pică pe jos. Bă, dai drumul! Uuuu! Bă, o rupt-o în două! Bă, voi ați văzut? Atenție la detalii! Bă, ia, fii atent! Asta e partea de sus! Bă, ești nebun! Bă, am și uitat cât de mișto e atenție la, la detalii în jocul ăsta! Bă, ce tare! E corupt zombiul ăla pe tip în două. Ai, ai, ai. Deci cum zicea acolo, că vreau să vă explic, este cea de genul că niște zombi i-au invadat înăuntru. Și după ce desigur i-au omorât, dar asta fiind în timp de seară, au mers și au furat rei, au furat așa un magazin de ăla de băutură, liquor shop. Mă rog, așa la americani, au magazin strict doar cu băutură. Ne. Așa, și după aceea, desigur, s-au dus în biroul managerului și știți voi ce s-a întâmplat, băutură, tip, da, într-o cameră, da. Bun, și am o cică, tipa se enervează că tipul ăla, cică, se tățină cu ea de parcă ar fi căsătoriți. Aoleu, viața asta ce grea e, nu? Așa ceva. Totuși îmi place logica. Că băieții ăștia, mă rog, tipul și tipa asta, stau cu un ciocan și bat practic niște tomberoane de fier. Butoaie, mă rog. Ha, bizar. Juggernaut! Juggernaut! Zim, te rog, că ăla nu vin spre noi. Deci, stai cam o idee, stai că sunt un băiat inventiv. Hei, Juggernaut-ul! Haleleu! Stai! Bum! Nu? Nimic? Am mers prin el în puii mei. Stai, bum! Ia mă, c-o făcut! E așa cu lui Juggernaut-ul! Este! Ok. Așa. Stai. Asta e șeriful ăla, mă! Ăla pe care l-am ajutat în episodul... Acu două, trei, două... Una, episoade. Aha. Da, mă. Că stai, cine e Alex? Ba. Ha, tensiune mare pe aici. Ok.
It's saying 11 Tango Mike. Ei, cum arată la? Are these coordinates? I don't know what they mean. Bun, hai să fugim de aici până nu mă prinde Juggernaut-ul ăla, că n-am chef să mă bat cu el. Mai bine zis, n-am chef să-mi stric gloanțele pe el. Și se pare că Chikea este un alt semnal, am mai găsit aici iarăși un alt semnal. Și semnalul de data trecută, dacă mai țineți minte, a fost un supply crate. Adică un chest de la plin cu tot felul de chestii bune. Ok, deci hai să vedem de data aceasta ce se află acolo, așa frumos ascuns în... acel semnal. Poate este iarăși un supply crate, poate este cea mai rău, poate este cea mai bun, cine știe, trebuie să mergem să aflăm. Oricum, mi-a plăcut că am ajutat pe ăștia și se pare că și la ei a venit polițistul ăla cu oferta aia absolut genială. Cine nu știe despre ce este vorba, trebuie să uite la episoadele mai vechi, acum una sau două episoade, cel mult trei episoade. Așa. Bun, am să încerc și cum am zis, cât timp mai am și suportul vostru, tot am să fac episoade pe câte și pot să termin seria asta, desigur să mă apuc de alt joc, cine știe ce, încă nu m-am gândit. Unii zic să mă apuc de Far Cry Primal, alții zic să mă apuc de seria fixe. Nu știu ce futai se întâmplă cu jocul, e parcă nu știu ce mama mă seare. Ok, astăzi revenit. Bă, cum pula mea joc toate jocurile maxim, merg orice joc nou a apărut și între timp jocul ăsta mânca la căcatul, nu mere, adică nu mere, are frame drop-uri. Și din păcate, din cauza unui frame drop de la foarte frumos, mi-am răsturnat mașina, în pui mei. Asta este, mi-am răsturnat mașina, trebuie să iau golful ăsta, care... Bă, ce viteză are! Bă, că e și mai încără mașina asta. E mică și faină, îmi place mașina. Da, ea este supply crate. O, dar este o hoardă acolo. Aoleu. Bă, dar ce se ia? Stai un pic. E caș. Wow, bă, ăsta e zombie nou. Fii atent. E gen, nu știu ce, am omorât un zombie. Grat. Și când i-am omorât a ieșit ca un fel de, nu știu ce asta, putoare, să zicem. I need a breeder, da. Ia, bă, wow! Nu, stai. Da mă, fii atent că i-a dat damage. Mi-a dat damage, că nu tu să respire, pire. Aha. Oh, și un alt lucru care am uitat să vă arăt, care este și mega șmecher, este că... Cum ziceam și eu, dacă ți lăsi uneltele, de exemplu, că mi-am lăsat eu toporicica aia mică și încă ceva pe acolo, care erau galbene, îmi scria pe el damaged. Acum, peste noapte, ar trebui să fie reparate și așa știu că îs reparate. Deci, hai, că odată ce ajungem la bază, am să vă arăt schema. Bă, dar mulți zombalei mai ies pe aici, mă! Ok, Codin, așa, Codin. Bă, dar mai ies mulți! Asta face zgomot. Că curva asta te vorbește și face zgomot și atrage zombalei. Da, stai. Stai că trebuie cu... Oh, m-a sperat că iară e unul de la gras, dar nu, mi se părăt, ok? Nu mai am snack-uri, așa, nu mai am chipsuri. Nu, te pizda, mă, te... Aaaa, cât țâs! Bă, dar nu știu unde e dracul, să adună așa de mulți, mă, într-un loc, e incredibil. Uite, mă, cât țâs! Hai de viața mea, numai din cauza că curva aia vorbește non-stop în pui mei. Dar totuși, bă, și jocul ăsta mă-i futut, mă, dar chiar în halul ăsta de mulți zombi să apară în pui mei pe un câmp! Bă, e pe un câmp în pula mea, nu în oraș! Adică, hăpt, așa de mulți țigani lucrau până pe momentul ăsta, câmpul. Și la sapă, adică, come on. Gata, repede, numai să tacă morții măsi odată. Grenăz! Wow. Radio home, hold to break, nu știu ce. Eu încă mai am rucsacul ăsta în spate, mamă, ce bău și eu.
mor datan morci mati. Bun. Ok, spre fericirea mea o tăcut dracu aia din gură. Este. Așa. Ok, mergem repede aici. Așa, luăm ăsta. Punem și ăsta acolo. Așa, tiki-taka. De aici nu m-am uitat, asta ce-s? Canned goods. Ah, asta e mâncare. Aha, ok. Doar că, da, mâncare cam am o grămadă chiar. Da, și cum e, nu comentez. Numai acum, e chestia să am mare grijă de mașina asta să nu, să nu stric mai rău decât îi, că da, am o grămadă de chestii acolo în portbagaj. Iau și ce că zice aici asta, iarăși un alt supply drop, iarăși un supply, iarăși na, provizii de asta din ceruri. Oare ce zice așa, oare știe cineva când de noi că suntem în viață sau ceva de genul sau le furăm de la cineva? Ha. Ce? Stai un pic, stai, ce? Ci că nu știu care l-a împușcat pe preot? Am citit corect? Ia stai un pic, că mașina asta e întreagă, stai. Ia să văd dacă mă pun așa. Pac. 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 Așa. Ai, bă, serios, de unde e pula mea, ați mai apărut și voi, mă? Bă, dar jocul ăsta e plin de zombi, mă. Adică în puii mei stai aici, în mijlocul nicăierului, pe stradă, unde e Franț, mai ești eu, nici nu știu unde e dracu' ăs, și apar o tonă de zombi, mă. Bă, e incredibil, mă. Ok, deci, portbagajul e gol, bun. Repede, intrăm în taxi, pornim, ia, el de SWAT, mă. Iar se pare că taxiul ăsta a fost implicat într-un accident care are o altă ușă, e altă culoare. Aaa, vedeți că până și în jocuri, ok, poate nu sunt așa de bine, că vreau să zic că până și în jocuri se accidentează mașinile, dar, da, știți voi logica, nu? Adică, da. Bun, deci dacă merg pe aici, nu, trebuie să mă pun în capăt. Credeam că și pe aici pot să mă duc spre bază, dar nu. Băi, cam nașpa mașina asta, adică n-are viteză, dar presupun că mașina asta are de asta, durabilitate, deci măcar atâta. Sunt unele mașini care rezistă mai mult, altele care nu, altele care sunt mai mult pentru viteză, știți bine, v-am mai zis asta și în videourile precedente. Pardon. Așa, deci, ia să mergem acasă și să vedem ce s-a întâmplat acolo, că zice așa că cică unul l-a împușcat pe altul, cică din milă sau cea de genul. Bă, bun, mi-am lăsat acolo itemele. Bă, l-a împușcat pe preot! A crezut că preotul l-a împușcat pe... Aoleu. Serios? Bă, șeriful ăsta... Șeriful ăsta l-a împușcat pe preot. What? A murit preotul! Ce ciudat sună asta. Damn! Stai un pic, asta înseamnă că suntem 10 oameni acum. Serios? Adică... Hai mă... Suntem 10 oameni, da. De ce mă chinui să-mi caut aici niște oameni care să ni se alăture și eu cea de genul, bă, hai să găsesc măcar atât X oameni, încă atâția oameni. Și caut, și caut, și caut, și caut, și ghiți ce. Am unul din al meu, îl omoară pe altul din al meu. Genial! Ia, vedeți toporicica de care vă ziceam eu. Amu este reparată. Și ia, vedeți și alte iteme per general pe aici. Sunt reparate. Deci itemele astea sunt reparate ca noroc. Yes! Aia, mă rog. Random talk de ăla. Bun. Deci, așa, am luat cuțitul, am luat ăsta. Și având în vedere că oricum asta nu, practic nu se pune ca și parcare, ca și că e parcat acolo.
ușor că mi-e urâtă mașina și n-aș pa și nu-mi pasă ea. O parchez aici în față, că cea de genul, că nu-mi pasă dacă se întâmplă cea cu mașina asta. Și cred că e în greșeală, am tras cu arma. Pe camion. Ce? Is it true? Is he like... Stai. Asta e doctorul, mă. Asta e doctorul, mă. Did he suffer? He was unconscious for most of it. He only woke up a couple of times. He mentioned you at the end. Thank you. Ouch. Aici vorbea doctorul cu ăsta dacă a suferit. Știți cum a fost împușcat preotul? Și că da, a suferit, nu știu ce, nu știu cum. Și că, na, eu zis numele pe final, gen așa, pe ultima... Cum să zic? Pe ultima răsuflare? Ia uzi. Stai un pic... Stai. Cineva pur și simplu urlă și zice, bă, cineva să ne ajute, please help! Și una, doi, eu trebuie să mă duc și să-i ajut. Serios? Mi se pare bullshit. Bun, ci că să mai facem un outpost. Eu și ideea am. Ce drept, n-avem destui oameni. Da, mie mi-ar place să-mi pun un outpost fix acolo unde vreau să-mi fac casa, adică în nebunia aia, șmec. Sau practic ar fi mai logic să fac așa gen în casa din lângă? No. Mai e față. Ha, asta e magazin de la de arme, mai e grabă aici. Hai că fac aici un outpost. Așa. Stai să omorâm pe ăștia, plus că ne trebuie arme, deci practic împușcăm doi iepuri dintr-o lovitură gen. Ok, așa, l-am omorât și pe ăsta. De unde vine, de afară? Am făcut zgomot. Bun, am găsit și gloanțe. Așa, tiki-taka. Mă, cred că lăs taxiul aici, cred că o să mă duc cu Duba. Mai e grabă păstrez Duba. Așa, bun. Mă stai un pic să-mi iau... Stai un pic că vreau să o parchez să-mi fie mai ușor de încărca. Așa, că din păcate numai dacă te duci în spate, gen... îți pui în storage, de parcă nu poți să-l pui pe banchetele din spate, nu numai în portbagaj. Da, na, ce să-i faci, e joc civilizat, civilize, civilizat, cum vreți voi să ziceți. Bordurile astea, parcă aș fi în România, în puii mei, bă, atâtea borduri bagă ăștia până și în oraș, bă, și eu am mult la noi în oraș, bă, câte borduri bagă. Și-s borduri de alea enervante că-ți trebuie mașină 4x4 să le escaladezi. Așa, aici așa, hai să mergem sus. Sus, să vedem dacă este de ceva sus. Mai este aici chestie de scanat. El a murit cu capul în frigider. A murit cu capul în frigider. Bun, și că n-am găsit nimic aici. Aici am găsit un țigan. Perfect. Așa, o grenadă. Mai am grenăzi, ca noroc. Dacă cât mai multe, cu atât mai bine. Așa. Pistol, gloanțe. Ok, atunci facem așa. Merem jos. Hopa. Hopa, señorita. Oh, nu, stai. Cred că astăzi pot să meargă peste. Bun. Merem iară sus. Să luăm și restul gloanțelor, că vreau să fie locul ăsta curat. Mă rog, curat în sens să nu fie niciun... item bun aici și gloanțele astea sunt chestii bune. Deci, outpost. Unde e Franța? Este construction advice. Establish outpost. Așa. Looks like a good spot for an outpost. Ia, ci că punem aici un outpost. That's a big decision. Let's make this outpost happen. Așa, bun. Establishing outpost. Gata, am făcut outpost. Sincer să fiu, nici când m-am jucat eu offline, n-am știut de fapt cu ce ajută acest outpost. Serios, chiar nici atunci n-am știut cu ce mă ajută acest outpost. Adică, gen, pot să-mi lăs itemele
în outpost și apoi ți se pune gen în inventarul per total al jocului și, mă rog, e și faza aia gen că pui mine în jurul outpostului. Că e și aia o schemă. Ha. Da, și aici desigur și o ambulanță, că nu se putea fără. Așa. Bun, ammo. Gloanțe. Bun. Vorbim de gloanțe. Rapidos gringos să luăm rahaturile astea de aici, să mai am câteva. Și hai să vedem ce că zis că dacă vin acasă, că mă descurc foarte bine să supraviețuiesc și că să-i ajut și pe ăștia, adică să-i învăț. Bă, ce e tușești așa? Ce, ăsta șeriful? Ce, și ăsta mare? Ce nu-mi place? Adică pe lângă că mi l-a dat în prim plan pe ăsta cum tușește, parcă ceva nu o să fie bine aici. Da? Mișteaux. Oricum, bă, câte iteme avem, mă. Câte iteme, ia fiți atenți aici, câte iteme avem noi aici. Dumnezeule. Bun, hai să luăm... ce să zic, ăsta? A, nu, stai, că nu 4, vreau un stack. A, așa, bun. Îmi trebuie, desigur, painkillers, pastile, că, na, normal, tot timpul avem nevoie de pastile. Și aici nu știu de ce mai arată ăsta, ce trebuie să vorbesc cu el, ea? Stai, bă, mă disperut. Bucătărie. Trebuie să vorbesc cu ăștia doi, am înțeles. Bun, oricum, rămâne de văzut pe data viitor, ușor se lasă și noapte aici în joc. Eu zic că ajunge atâta, aproape jumătate de oră, așa, aproape. Oricum, sper că v-a plăcut, sper că v-a distrat, nu uitați să dați click pe acel buton de like și de subscribe și ne auzim pe data a viitoare. Numai bine, bye bye!